Este Niaș, dacă puteți spune câteva cuvinte despre cei absenți, s-ar fi bine.
ca persoane? Nu prea. Anton, chiar la numele era? Prezent. Mă bucur să te vedea de la atâția ani. Că nu da pe la baia mare. De asta mă gândesc așa, da? Da, așa. Liceu am făcut trei materii, sportul, desenul și fizica, la primele două am și confirmat.
de joburi celebre la vremea respectivă. În prezent lucrez într-o firmă românească, practic o uninacională, ar putea spune, în departamentul de vânzări. În plan personal, nu sunt multe schimbări, am venit ca la plete, m-am îngrășat. După 30 de ani, după ce am întâlnit 30 de ani, m-am însătorit. Am doi copii, o fată și un băiat. Ce vreau să mai spun, că după facultate, în liceu aveam o vorbă populară printre noi, era duș cu serii. Și ca să spun vorba asta, după facultate am făcut și armata. Eu și cu serii. Cred că ați fost sigur. Așa, așa. În prezent locuiesc în Roma, de fapt, n-am plecat din Roma decât în excursii, să stau în delegație. Și sunt foarte recunoscător. Prezent. Ați venit o pace de cită? Cum am dat corecte, dar am... Nu scăp, că îți va lua să faci lucruri, nu scăp. Păi, trebuie dași bani? Da, nu. Ai dat o șmară, scurte să fie zărită. Da, mă bucur și eu să fiu aici. Cele familiare au spus deja. Nu știu dacă apreciez, dacă suntem în München. Eu lucrez în domeniul IT. Mă pot considera un norocos că fac ceea ce chiar îmi place. În prezentul de domeniul și lui Boiuca, că este și norocos. Am lucrat, aș putea spune chiar, în foarte multe proiecte high-tech, foarte interesante. Poate să am ocazia să discut puțin cu domnul ăsta. Tu mă sigur e. Meteria e ce dată. Nu. Eu în clasa 8 am fost la școală generală în satul Podicea, da? Unde eram cel mai bun la toate cele. Ajungând aici, clasa nouă, am luat contact cu realitatea și dar a fost o perioadă foarte intensă, de am acumulat foarte multe lucruri. Notele din catalog, chiar pe televiziune, sunt așa cum sunt, la matematică și la fizică, m-au ajutat ca în timpul facultății să nu am absolut nicio problemă în legătură cu matematică, dar am studiat automatică și calculatoare, unde se face destul de multă matematică și destul de multă fizică. Așa că mulțumesc tare mult colegilor care mi-au arătat că trebuie să învăț mai mult și de asemenea mulțumesc de asemenea colegilor care nu aveau rezultate așa de bune și m-au ajutat să merg înainte și să nu consider că să nu mă consider demotivat. Și mai ales să mulțumesc colegii din rândul 2 care ne-am căsătorit și din de aproape 20 de ani. Este în prima categorie care mă ajută tot timpul să mă gândesc că se poate mai mult. Da, cam asta. Au fost niște ani foarte frumoși,
aceea a început griji, probleme, servici, copii, nevastă. Da, dar asta maternitate se iau ca toată lumea. Mai greu ca toată lumea. Așa. După aceea tot felul de servicii. După aceea, ce să spun, m-am usurat. Sau m-am orientat. Așa. După aceea doi copii. Cu care se face noi. Alex și Tudor. Și acum urmează să fie la domnul Sărescu. Principiul meu a fost, fiind la copiii mei, să nu îi bat prea tare la cap, două lucruri s-ar putea peste lasă sub. Îmi doresc în viață de la ei să fie rocări și să nu voteze peste și deocamdată mi-a reușit chestiile. Fetele, sigur, sunt rocherițe, sigur, sunt rocherițe, sigur că
Deci nu mă alibagă de la fetițele alea sărace, nu știu cum totuși vine când îl prinde cineva de la asociația asta cu protecția copilor, cu ceva, clar, că la pușcărie. Că deci copiii săraci, fetiții amândouă, îl ascultă numai rog adevărat în continuu, deci nu contează, tipurile, deci nu la rog adevărat, nu de asta de 2 lei jumate, da? Desigur, vor ieși două fetiții de acolo, deci nu e o problemă. Măi, am înțeles că va veni că mâine se va te deveni și el totuși. Flendea Cristina Elena. Ca oricare, am și o emoție aferente, dar vreau să zic înainte de a spune de la dumneavoastră mine că în clasa noua, când am început liceul, domnul diriginte ne spunea, dă mamă cu biciul bine, nu? Și cu ce așa a avut. Și cred că au fost de sfaturi bune, că din câte văd am ajuns foarte bine cu toții și suntem niște oameni realizați și ne-am realizat și ne-am realizat în modul familial și profesional. Despre ce, ce să zic? Știți foarte bine că am dat la drept că asta a fost Lărița. Deși eram clasă de mată fizică, e adevărat că nu am luat în primul an, am luat în al doilea, așa că am terminat cu un an mai târziu decât restul clasei. M-am dus în Roma, în lumea de facultate, am rămas aici, profesez în continuare aici, sunt avocat aici. Familia mea a făcut așa pe repede înainte, în 2007 m-am măritat, în 2007 am născut, în 2008 am divorțat, așa că tot a fost. N-aveți experiență, vorbim așa pe mine. Și sunt în continuare în roman, îmi place ceea ce fac, mă consider foarte alomofanță pentru că îmi place profesia, dezamăgirile vin din alte părți, din neajunsurile sistemului de justiție actual în România, ceea ce m-a făcut să mă hotărăsc să mă reorientez așa încât am dat examen acum la magistratură, am aplicat la diferență încă de ultima medie și merg mai departe pe drumul ăsta pentru că mi se pare că România actuală e mai sigur să devin magistrat decât să continui cu avocatura. În rest, despre mine, nu știu, decât ca și în grupă, știți foarte bine că tata e profesor de istorie și este un român convins și susține foarte mult patriotismul, iar eu ca o fică foarte bună ce sunt, m-am gândit să-i fac cea mai mare bucurie și să-mi aleg un iubit cât se poate de umbr. Ca tipul să fie foarte ok și nici să fie complet jertfa. Mai ușor de iertare ca poporul român să domine poporul român. Da. Cam atât despre mine, foarte bine că mi-am plăcut și aștept astea zile astea azi și mâine să te punem amintiri și să ne vedem și avem timp să stăm cu toți să ne bucurăm multe azi. Mulțumesc! Da, mă bucur foarte mult că, în sfârșit, am reușit după 25 de ani să ne revedem, așa cu, într-un final. Bineînțeles că am foarte multe emoții, nu mă așteptam, dar cu toate astea chiar le am. Ce pot să spun? Ca majoritatea dintre toți cei din clasă, cred că mai mult de jumătate din clasă am făcut eu, am rămas, am profesat, am mers în continuare pe linia asta, m-am angajat imediat într-o multinațională. Na, ce pot să zic, am excelat, am reușit să ajung până în top, dar după 17 ani n-am mai rezistat, am cedat, pentru că sistemul na, e destul de dur. Și în momentul de față sunt controlor financiar la o firmă care aparține primăriei Iași, deci firma de stabilitate a orașului. Unde pot să spun că, într-adevăr, sunt foarte liniștită și chiar îmi place ceea ce fac. Pe plan personal, sunt căsătorită, am un băiețel de 13 ani și am rămas în Iași, undeva aproape de Iași, așa că pot spune că, într-adevăr, mă simt foarte împlinită și cam atât despre mine. Stim schierii pentru că aici o greșeală cu mele de celălalt. Am avut scutire. Toți se rugă de până la scutirea de la Academia de Cântare. După ce am terminat liceu, am luat pe facultatea de Tehnologia asta din Iași, secția energetică. Am profesat 2 ani în proiectare în Roma, la Euro, pe care am intrat cu urmă și de atunci asta afară. Sunt căsătorit în 2007. Nu am copii. Good.
la alt profil, știind, spunându-le de fapt părinților mei că nu fac față la bacalaureat. Dar ulterior, când am văzut subiectele, aș fi făcut față cu brio, apropo de ce discutam înainte. Am terminat în anul 2000 facultatea de medicină din Iași. Ulterior am făcut rezidențiatul cu medicină de familie tot în Iași. Am un cabinet medical individual în Roman, chiar foarte aproape de liceul nostru. Printre pacienți am și foști profesori, aici de față. Dar îi face mare plăcere să interacționez când îi văd, de fiecare dată, aproape lunar. Part-time mai lucrez și la cabinetul de donare sanguină de sânge, donare sanguină din policlinică. Pe partenerul meu de viață l-am cunoscut în anul 2000 și în 2001 ne-am căsătorit, fiind romașpan, m-am întors și eu acasă. Avem o copii, o fetiță de 16 ani, care are clasa tot aici, da? Și un băiețel de 10 ani și jumătate. Mintea la Mona Elena, știu că e în București chiar, de o stat, am stat la aceea scară, de cu părinții, știu că e în București, nu am putut să ajung la un fel să mă zice, la serviciare. Cu care doi băieți, mă. Mă de gine, mai am Timea Mora. Da, e la urmă. A arătat în trecut în catalog. Ce nu-i dus? Îi poate la sfârșit. În catalog, nu? Nu, băi, nu e bine. Dar și el am urmă. Hai, Timea. Mai așteptam, nu e. Ordinea favorită. Bun, nu te lăsai, că nu scot pe aia. Toți olimpici, prima notă la matematică 4, iar cred că printre cele mai mari de-a mea între tine, ne-a destabilizat fiicul, dirigintă, mi-am amintesc de desperiatura ce am văzut, văd eu la pod, la Horea, cu picamă. În fine, a fost, da, am plecat după casa numai la Cluj, din motive părinții au sunt ardele și n-au s-au întors jocuri de acasă. Am terminat la Cluj liceu și am făcut foarte la Cluj. Apoi am dat rezidențiatul pe pedagogie, am făcut vreo 2 ani și m-am căsătorit în anul 2000. Soțul tot medicinist, Ordean. Și rezident fiind, mi-am gândit că aveam 3 milioane cu jumătate de salariu fiecare, împreună de 7, echivalentul atunci a antrenor de la 80 de euro și kilogramul de portocale era 70 de mii de lei și mi-am gândit că ne cumpărau 7 portocale și la un moment dat am decis că așa nu se poate. Și că e caz să facem ceva și din păcate, la o nefericire, după de statut o eșuat de a rămâne în facultate. Când m-am rămurit că n-am nici bile, n-am nici bani și nici nu vreau, însă pe calea respectivă, se întâmplă ceva, am plecat în străinătate, am obișnuit să plecăm în Germania, neștiind o bobă de germană, un șoc enorm, în fine, dar am reușit, până la urmă am făcut rezidenția acolo, eu sunt neurolog, soțul de gastroenterolog. După noua de Germania, eu eram convinsă că în Germania nu mă mări, nu m-a crezut nimeni. Din păcate, acasă, lucrurile au fost de perspectivele prea rost și ne-am apropiat din recasă, dar nu suntem acasă, ne-am mutat la Viena. Și din 2013 suntem la Viena. Am un băiețel, are 10 ani și jumătate, acum începe gimnazium, deci liceul la Viena. Și ce să vă zic, poate unii se uită așa cu, știți, nu există câștig fără pierdere. Deci, să treci în străinătate, are lipsurile de rigoare. Deci, nu pot fi curate. Din păcate, o din fericire, depărtarea de casă face ca perspectiva asupra României și asupra ceea ce ne-a fost drag și asupra ceea ce ne s-a pus amprenta ca și copii și toată formarea, să
cumva te agăți de lucrurile astea ca să mergi înainte. Pentru că ești un străin acolo, rămâi străin și trebuie să știi de două ori mai mult și faci de două ori mai multă treabă decât ei ca să fii recunoscut. Dar eu zic că am reușit, suntem amândoi în Viena, suntem realizați, ne-am avut și o casă, acum ne-am dat o casă în 2005, o casă veche, că de la ceva ne-am luat bani, am renovat-o și acum e bine. Și mă bucur enorm că sunt aici. Am făcut un efort, deși urăsc să zbor. Am venit ieri cu avionul special ca să fiu alături de voi și de dumneavoastră. Și, da, și pot să spun că acum am mai prins 3 ani de liceu la Cluj. Pot să spun că școala din Moldova o laud la toată lumea și a fost ceva deosebit. Deci mi-a ajutat foarte mult. O să întreb și eu cu ce spunea Crimea. Nu știu că v-ați dat seama cu lucrarea aia din clasa noua, dar ne-a, pe mine personal, m-a destabilizat total. Și Alina, prietena mea cea mai bună, nu cred că i-am spus la momentul ăsta. Deci, nota aia a fost dezastru. Am avut, cred că, vă două săptămâni. Am zis că mă sinucid să vă dau o lecție, că nu se poate face așa ceva. Deci eram terminat, nota aia m-a terminat. Cum ar să știi că primele note nu mi-ai trec, știi? Nu mi-ai trec, acum terminat, legat de matematică, părinii matematică, am terminat liceul, dând bacalaureat la matematică, cu notă de 5.05. În condițiile în care am dat la facultate în continuare la matematică. Dar de ce? Am scris foarte urât. În ziua în care am făcut ultima teză la bacalaureatul Mihaela, a plecat cu Alina la mare, dar trebuia să plecăm. Cine să depun în contestație? Cine să... Dar nu contau. Dar nu contau notele, absolut deloc. De pe m-am uitat acum catalogul întrebând cu copii, era legat de fizică, domn profesor. Din clasa 5 până în clasa 12, în fiecare trimestru, că trimestrii erau, n-am avut decât media 5, atât. În clasa 12, în ultimul trimestru, am avut 8. Deci acolo, nu, așa e, așa mi-aduc eu aminte, așa e? Deci, la fizică, n-am, dar n-am avut nici nu mi-aduc aminte, în schimb, de să fi avut nevoie să fiu ajutată din 4,5 punct. Eu eram 4 cu 5, dădeam 5, adică nu eram, făceam un 5 curat. Un 5 curat, stăteam cu Claudiu de acolo, mulțumim, Claudiu. Era un moment paralel, m-a ajutat Claudiu. Și eu în clasa 8 am reușit să iau media 8, dar fiți că mulțumită lui Claudiu, bineînțeles, dar nu am legat de chimie, legat de chimie, dar nu era să mi-am pasă. Era domnul profesor în clasa 10, dar domnul Cuș, în clasa 10, trimestrul 2, corijent, dar mi-aduc aminte, totul pornit de la un conflict cu Timea, nu? Să aduce aminte? Pentru că nu făcea nimic. Și atunci Timea s-a ridicat la un moment dat, era de tot, știam că trebuie să plece, s-a ridicat în picioare și a început să-și pună oporile. Că știți că noi avem nevoie, că dumneavoastră ne faceți suficient. Și da, nu fac bun. Deci, două, trei, adică în agricultură. Care?
Soare, porumb, soia. După ce am terminat facultatea de matematică, mai s-am încălzat aici. Mi-am zis, mamă, să stau toată piața să vând sământ, să mai fac și altceva. Și atunci fac liceu, de tot care ce mai făceau liceu. Și am terminat contabilitate și informatică gestiune. Acum a trecut timpul, eu gândeam să mănânc în continuare. Trebuie să fac ceva și nu toate să mănânc în studiu, dar nu mai fac facultate, nu mai trebuie. Fac master. Producere să mănânc și material să le tot. După care aveam deja 15 ani de când lucram la ei și băi, totuși cu vicii la facultate. Bun, hai să facem și pas. În concluzie, în iunie, acum sunt proaspăt licențiat la economie. Mama mea a murit acum 20 de ani, dar am murit în partea soțului la preț, deci copiii ori sunt cu mine, ori sunt cu soțul, ori sunt cu mine, ori sunt cu soțul, așa, astăzi sunt cu mine. Deci, doi copii mai frumoși, îi spuneam domnului profesor că n-am profesat eu mai departe la matematică, în schimb, ficiorul anul ăsta a ieșit al treilea la Olimpiada Națională de Matematică și știți ce înseamnă asta, adică este n-ai prea făcut ce o pregăt mai. Fata mai te-am plecat, iar ea ceva. Mândrii, bucuroși, frumoși, plăioși, venici. Dar ești cea mai frumoasă în Asta e. Ai și școală să învăț. Am și școală să învăț. Ca idee, firma se cheamă Pionier și hexagonii pe care le vedeți pe partea drumului sunt de la iar ceea ce vedeți pe județul Iași. Mă ocup personal, deci ai reclamă. Deci, vânzător, 20 de ani vând, deci trebuie să spun că nu. Da. Mulțumesc tare mult. Vorbesc cu Elena. Știi cine a luat? M-am întâlnit cu ea... A încercat un pic ca o zi pe... Pleca în Italia. Raiza, Paolo, pe eu m-am mai întâlnit, e linia și linia și da, mă de mai multe, m-am mai întâlnit. Stupul Florin Adrian? În Onești. În Onești. În Onești. Onești, la complex. A dat poate tot de ce știu. Da, e plecat în Tihon Beatriz, oricum, e canal. E canal, da, e canal. Monica, la fel, nu poate ca Suciu. Da, da, da. Dar mai este Suciu? E la final de care am venit la Suciu la oră. Este, este, este. Este, este. Verde, și vorbă de un... Mare. Da. La Ubiri Marea Britanie, lucrează în bancă. Așa se întâmplă. Încercăți să spui eu, Romania, mai mult decât știi exact ce să... Pot să vă spun eu câteva cuvinte, că l-am vizitat la începutul lunii mai 4 zile. Am stat la ea, am fost la o conferință în Londra și el m-a găzduit. L-am ținut treaz până la două noaptea. El este quant. Dacă vă spun ceva? Nimic. Nu? Este programator într-o bancă pe fonduri de investiții. Este un job foarte... Trebuie să știi matematică mult. Dar programează, înainte. Am avut și multe discuții pe domeniul ăsta. Cumva mi-a mărturisit că de la mine s-a infectat cu... S-a virusat, exact. Este bine. Are un apartament frumos pe malul Tamisei. Asta dacă e cineva interesat. Da. Asta, mai multe detalii vă pot da, vă dă eu, contactați-l pe adresa. Vă puteți lua de la el, da. Este foarte bine și... A fost de curând în Roman și, într-adevăr, s-a maturizat, dar atitudinea parcă tot de copil este. Da. Ștefănescu, Cristina, să știți că
s-o transferat, eu nu mai amintesc. Da, nu la 12. Mai la 12. Nu amintesc, efectiv. Dar unde stă? O tipă brunetă stătea în prima parte cu Coca Popescu la geant, mai solidă așa. E inginer, calificat la sedi. Am învățat eu acum câțiva de fapt. S-a păcat cu soțul până la urmă. Am încovenit la 12. La fel și Suciu, la urmă care e asta. Laura este medic la Târgu Mureș. Pe soțul ei îl cheamă absolut întâmplător tot Suciu. A venit la mine la consultare cu câțiva ani. Mai e nu. Spre juniorul tău, nu. Cred că soțul dânsei este medicul Suciu de la Târgu Mureș, care este cardiolog pediatru. Câte am prins eu de la acum, ca profesor, dacă și fi dat înainte de a da cuvântul profesorului ca să vorbească, domnul Șantar, și eu, în moment de recurgere, deși totuși sunteți de generație și mai jare la voi, totuși aici am domnul Spoiela, Dumnezeu să le fie făcut, și domnul Vega, da, domnul Vega. Puțin ați vorbesc, mă întreabă acum, eu sunt la patra la culegerii, nu cum în limba română, că nu bat capul,
engleză și o străinătate din partea cu România. Acest lucru se datorează în primul rând și copilul care ne-am nu numai și în cărți de mine am spus treaba asta, totuși eu numesc asta o șansă, o șansă efectivă a și copiii deosebiți, care și pe mine efectiv m-au stimulat foarte mult. Și în doilea rând, să spun, sunt și eu la rândul meu să vă mulțumesc că v-am avut ca elev, pentru că și pentru mine, repet, a fost contat foarte mult treaba asta, altfel nici eu nu aș fi progresat. Mă, ca meserie, cred că până la urmă, poate chiar și în condițiile astea, bine în condițiile în sensul să, să predau tot aici la Roma în Bună. Cred că, din nou, fără discuție, tot profesor m-aș face fără doar, dar repet, să predau aici la Roma în nu știu, în altă parte, într-adevăr, nu știu ce s-ar fi întâmplat, adică chiar nu dau seama, deci nu realizez. Eu colaborez foarte bine și am mai scris niște culegeri împreună cu un profesor care l-a apreciat foarte mult, el e voltean. El predă la un panorama de asta de liceu și eu poate l-apreciez și mai mult pentru treaba asta. Omul este fantastic, este absolut fantastic. Planeta asta e tare, de tot. Culmea că predă, repet, la niște pânări, că ăsta e cuvântul, frate. Și omul, deci, de la, el n-are și nu repet, eu am repet. Șansa, deci am avut această șansă și am în continuare această șansă și mulțumesc lui Dumnezeu copiii care sunt în începând chiar cum ați avut de la primul, la voi a fost la generații și până și în continuare acum, mulțumesc chiar super copii am avut aici așa. Și încă o dată, deci țin să vă mulțumesc și să vă urez baftă în continuare și să ne vedem la revederea de 30 de ani. Normal, ne-am ținut legătura cu colegii noastre de liceu. Ei au urmărit, cei care nu sunt aici și au avut posibilitatea să se aibă internet, au urmărit pe transmisiunea directă, de fapt chiar în acest moment ne scriu pe Facebook. Din nefericire însă, nu pot intra în direct așa cum planificaseră noi pe proiector și video, pentru că fie au fost nevoie să se întoarcă la joburi, la birouri și inclusiv domnul Verdeș, l-am avut acum câteva zeci de minute în convorbire și după aia a spus că pauza lui s-a terminat și trebuie să se întoarcă la birou și nu mai poate vorbi. De asemenea, Cristina Vrab e la fel, ne urmărește de la birou, deci dacă îi faceți spre camere, vă văd. Nu sunt aici, dar vă văd din internet. De asemenea, nu poate vorbi, a fost disponibil până acum câteva minute, din păcate însă timpul e liber, s-a încheiat și nu mai poate intra direct, la fel și cu ceilalți colegi. Asta e, ok. Am încercat.